Credeți că am un demon în casă? Reddit, am nevoie de ajutorul tău. Cred că e bântuită casa mea. Sau posedată de demoni. N-am idee. Presupun că ar trebui să încep prin a vă spune ce s-a întâmplat până acum. Sunt o mamă normală care își crește singură copiii. Am o slujbă decentă care plătește facturile, un acoperiș deasupra capului și două fiice adorabile. Am cele mai frumoase fete din lume, gemene de 2 ani. Pe una o cheamă Josephine și pe cealaltă Lucille. Le spun Josie și Lucy. Josie este copilul tipic de 4 ani, foarte independentă și totuși e fata mamei. Este incredibil de inteligentă și o atletă foarte bună. Cu toate că are doar 4 ani, îi place foarte mult fotbalul. Lucy, pe de altă parte, suferă de defectul septal atrial. Are 4 ani și cu toate că vorbește, nu știe să folosească încă o liță. Și ea este incredibil de inteligentă în felul ei. Poate să găsească tot ce ascuns de ea, chiar și dacă ea nu este prin preajmă când ascunzi lucruri de ea. Pur și simplu știe unde le pui. Acum 3 zile a fost destul de frig afară, așa că am stat acasă și ne-am decis să ne jucăm înăuntru. Josie și Lucy se jucau în camera lor cu păpușile Barbie, prefăcându-se că făceau videoclipuri pentru canalul lor de YouTube, în timp ce eu citeam o carte în sufragerie. Le puteam auzi jucându-se, în mare parte Josie vorbea și Lucy râdea din când în când. Era ceva normal pentru ele. Apoi am auzit-o pe Josie țipând. Acum, ea poate fi destul de dramatică uneori, așa că asta nu era nimic nou în casa asta, dar merg întotdeauna să verific ce se întâmplă, în cazul în care cade și sparge capul. Așa că fug în camera lor și o văd pe Josie plângând în timp ce Lucy este băgată pe jumătate sub pații până buu. Josie e prea isterică să înțeleg ce spune, așa că le iau pe sus pe amândouă și mă duc în sufragerie pentru că este momentul perfect pentru o gustare, nu? Le așez pe fete pe canapea, le dau niște biscuiți și ne uităm la Paw Patrol în timp ce mănâncă. Josie este încă puțin supărată, doar îndeajuns de calmă să vorbesc cu ea. O întreb ce s-a întâmplat și tot ce îmi spune este... Lucy, monstru! Lucy a chicotit doar și îmi imaginez că se jucau, iar Lucy a speriat-o doar puțin. O asigur pe Josie că monștrii nu sunt reali și că Lucy se juca doar. Vorbele mele au reușit să o liniștească, iar restul zilei a fost în regulă. Asta până la culcare, când Josie a început să țipe ca o apucată pentru că nu vrea să se culce în patul ei. Acum, Josie are multe probleme, dar patul ei nu a fost una dintre ele până acum. Și-a iubit întotdeauna patul și, în general, adorme imediat ce se așează în el. Nu și în seara aceasta. În timp ce Lucy s-a așezat în patul ei pentru prima oară fără să opună rezistență, Josie a început să țipe și să plângă în hohote. Mi-a luat mai bine de 15 minute să o calmez. A plâns atât de mult încât, sincer, cred că a dormit de oboseală. Lucy era încă trează, dar stătea liniștită în patul ei. M-am dus înapoi în sufragerie, gândindu-mă să mai citesc din carte până avea să adormă și Lucy. Iar apoi am auzit-o, murmurând din ce în ce mai tare. Lucy era în camera ei spunând... Bu, bu, bu. În continuu, m-am ridicat de pe canapea și m-am îndreptat spre camera lor pentru că nu voiam ca Josie să înceapă să urle din nou. Eram la jumătatea drumului când am auzit o bupuitură, iar apoi Josie a început să țipe, iar Lucy să chicotească. Am intrat în camera lor cu repeziciune și am rămas puțin șocată când am văzut ce era acolo. Josie ajunsese cumva pe podea la jumătatea camerei. Poate că a căzut din pat și s-a răstogolit până acolo, nu știu. În timp ce Lucy era în patul ei zâmbind și chicotind. Am luat-o pe Josie de pe jos, încercând să o consolez în timp ce încercam să văd dacă s-a rănit. Nu se învinețise din câte mi-am putut da seama, dar pe spate avea o urmă roșie. Lucy s-a uitat la mine și a spus... Mări. Iar apoi a arătat cu degetul spre spațiul din spatele meu. M-am întors și parcă timpul a încetinit. Nu sunt sigură ce mă așteptam să văd, dar nu era nimic acolo. Josie nu vrea să se așeze înapoi în patul ei, iar Lucy voia să se culce și ea, așa că m-am gândit să le duc pe amândouă în camera mea. Am luat perne și pături și le-am spus să se ducă în camera mea. După ce au fugit din cameră, ușa s-a închis în urma lor. Eu eram cu mâinile ocupate cu perne și pături, iar una din ele s-a gândit pur și simplu să-mi închidă ușa în față. Așa că am aruncat totul pe jos, iar apoi am văzut ceva. Nu știu ce era, am văzut chestia doar cu coada ochiului, dar am văzut-o. Era ceva în camera fiicelor mele, ceva care se mișca. Presupun că putea fi o umbră, dar mi s-a ridicat imediat părul pe ceafă,
iar inima a început să-mi bată cu putere în piept. Mă așteptam ca ușa să nu se deschidă, ca într-un film de groază, dar din fericire am reușit să o deschid. M-am grăbit în camera mea și m-am urcat cu ele în pat. Apoi am auzit pașii, pe hol, în fața ușii mele. Ceva mergea prin fața ușii dormitorului meu. Am înghețat. Din fericire, încuiasem ușa după ce m-am speriat când am văzut umbrele din camera lor, pentru că o secundă mai târziu, ușa a început să se cutremure. Am apucat repede telefonul și am sunat la poliție. Nu am vrut să le trezesc pe fete, așa că am stat în fața ușii, încercând să o baricadez până la venirea polițiștilor, care au ajuns imediat. Nu am vrut să le las pe gemene singure în dormitor, așa că am deschis geamul camerei și le-am aruncat cheia casei. Au intrat și au cercetat toată casa. Nu au găsit nimic, nicio urmă de intrus. Nu au fost forțate nici ușile, nici geamurile și nici nu s-au găsit urme de pași. Nimic, absolut nimic. Așa că ce e în casa mea, Reddit? Ce se va întâmpla dacă voi auzi zgomotele din nou mâine? Aceasta a fost povestea. Dacă v-a plăcut, vă rog să-mi dați like, spuneți-mi părerea voastră la comentarii și abonați-vă la canalul meu. Pe data viitoare!